Ne-am reîntors la punctul de întâlnire, la cei 87 de ani pe care i-a împlinit anul acesta profesorul și academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Este ceea ce mulți români ar numi un boier. Unul modern care folosește calculatorul și utilizează la maxim capacitatea unui organ pe care îl cunoaște în detaliu ca profesionist, creierul. Neurolog de profesie, academicianul Bălăceanu Stolnici a răspuns cu amabilitate invitației mele pentru a discuta despre România de astăzi, așa cum arată ea înaintea Sfintei Sărbători a Crăciunului din 2010. Bună seara, domnule academician Constantin Bălăceanu Stolnici. Bună seara! Există o armată de psihologi care fac psihoterapie, dar soluția n-ar fi asta. Soluția este, cum spuneau strămoșii noștri, efectul, ca să poți să-l faci să dispară, fără să dispară cauza. Și atunci trebuie să așteptăm o restructurare economică a societății noastre, care trece printr-un moment dificil, și ceea ce e mai trist, că acest moment dificil nu este determinat de opțiunile noastre, ci ne-a venit ca un efect prin dereglările vieții bancare într-o țară foarte îndepărtată și foarte puternică. Eu am mai trecut prin fenomenul ăsta în anii 29-30. În criza a fost mult mai puternică, mai zdruncinată. Știm că atunci au fost sinucideri mari, au fost drame mult mai spământătoare decât acum, pentru că atunci criza era mai profundă. Am ieșit și atunci și o să ieșim și acum, pentru că așa este în mecanismul economic. În firea omului. Aveți încredere că românii sunt o națiune suficient de puternică? Frustrarea aceasta și nemulțumirea în democrație, în raport cu puterea, în raport cu cei care conduc, în raport cu politicienii, devine din ce în ce mai accentuată. Există o presiune populară. Noi suntem, să zic așa, mass media, un soi de tampon între clasa politică și presiunea populară din ce în ce mai mare. Credeți că această media, în special televiziunile, ajută la detensionarea dintre cele două părți? E greu de spus. Ar trebui să ajute. Numai că mediile de informare intră în această convulzie apărând niște interese personale, niște interese de grup, niște interese de partid, cum este într-o societate capitalistă. Și atunci, de foarte multe ori, în loc să detensionează, măresc tensiunile respective, deplasează polii de preocupare, obiectivele către care se îndreaptă culpabilitatea și așa mai departe. Și de multe ori televiziunile, și nu numai televiziunile, ci presa creează o confuzie care se explică prin faptul că televiziunea nu este un instrument de moralizare, este un instrument de informare, dar și un instrument, trebuie să o spunem, de manipulare. Cum priviți dumneavoastră, domnule academician, această latură foarte, foarte dură austerității, tăierea salariilor și pensiilor? Ați avut, să spunem, pacienți sau colegi sau prieteni sau apropiați care au fost afectați din punct de vedere psihic de aceste chestiuni a tăierii pensiilor și a salariilor? Nu, personal nu. E o tragedie. Dar este o tragedie care mi-e greu de evitat. Eu am mai văzut când era Iorga prim-ministru în anii 30-31 și când el a trebuit să facă același lucru. A introdus chiar termenul de curbe de sacrificiu. A fost un imperativ foarte dureros și cred că actuala conducere, și oricine ar fi acum la conducere, nu numai în România, în toate țările lumii, poate cu unele excepții care nivelul economic e așa de jos încât nu suportă efectele crizii sau unde economia este în așa fel construită încât rezistă mai tare, cum se întâmplă în momentul de față în China, de exemplu. Dar în orice conducere politică, acum trebuie să facă această intervenție chirurgicală dureroasă, dar eu cred că lucrurile nu trebuie privite chiar așa, fiindcă nu vor fi de lungă durată. Eu cred că în 2-3 ani de zile eu am mai văzut chestia asta, cu tragedii mari, atunci când eram adolescent, oameni care erau complet distruși, mai ales la țară, că ne-am retras la țară, n-am mai putut rezista în București și familia noastră, ne-am retras la Stolnici. Dar, pe urmă, lucrurile s-au aranjat și, pe urmă, a venit acel boom economic în timpul lui Carol al II-lea și al lui Guță Tătărescu, care a fost un contraefect pozitiv, de-aia eu sunt optimist. Nu știu dacă o să-l ocup, că la vârsta mea nu pot să spun dacă
dacă mâine vă mai întâlni, dar eu sunt un optimist, pentru că am mai văzut lucrul acesta, intervenții din astea chirurgicale dure pe care le-a făcut Iorga și care a fost sacrificat. El s-a sacrificat politic și a pierdut creditul politic din cauza asta, dar Getoianu și el a fost marginalizat, dar a avut ideea aceeași cu legea conversiunii, adică a exonerării de datorii publice și au scos țara din, nu știu, 36, 37, 38, nivelul nostru era așa de mare, încât eu când m-am dus la Viena, adolescent fiind, am rămas stupefiat de sărăcia de acolo și de aspectul străzii, care era net inferior celui care îl găseam la București. Spuneți-mi, domnule academician, cine trebuie să dea tonul într-o societate pentru revenirea la valori, la moralitate? Îmi spuneați că ați trecut această perioadă gravă de criză, 1929-1930, în România. Măcar aveați satisfacția sau, cum să spun, respectul că sunteți condus de un prim-ministru ca Nicolae Iorga? Adică era un om dincolo de orice fel de îndoială din punct de vedere al calităților morale, al iubirii de țară. Astăzi găsești din ce în ce mai greu oameni de genul acesta. Sunt aroganți, sunt, cum să spun, indiferenți, mulți dintre ei, față de țară. Dar să știți că Nicolae Iorga n-a rezistat mai mult de 2 ani. A fost un om de sacrificiu. A fost un om de sacrificiu și a fost sacrificat. Adică și Camarila Regală și partidele politice, hai să-l punem peste. Un om cum să cade, un om cultivat, un om elegant, îl sacrificăm. Un patriot. Și după ce va trece criza, el trece la, în paranteză, din punct de vedere alții politic, și noi mergem înainte. Și au apărut după aceea doi regenerate, Cuță Tătărescu și toți ăștia care au preluat Arman Călinescu. Și, bineînțeles, piața politică a fost atunci, într-un fel, altfel orientată din cauza dictaturii regale. Vedeți, asta spun, valoarea politicienilor în perioada interbelică, la care ne raportăm de fiecare dată, era incomparabilă față de cea de azi. Politicienii de atunci nu se compară cu cei de acum. Din punct de vedere al evoluției lumii moderne, au trecut 70 de ani, ar trebui să spunem că avem oameni mai buni și că o ducem mai bine. Da. Dar oamenii de atunci erau mai culți, mai patrioți, mai educați, mai bine aveau pregătiți alți în domeniul lor. Nu, aveau altceva. Adică făceau politică pentru țară. Eu știu, și ai mei, când au făcut politică și au vândut moșică să facă politică. Acum fac politică ca să aibă moși. Astăzi oamenii bogați, domnule academician, sunt urâți, sunt oameni detestați. De ce? Pentru că s-a întâmplat un lucru care atunci nu exista. Marea majoritate a oamenilor bogați își făcuseră averile fie prin moșteniri, în succesiunea generațiilor, fie pentru o activitate economică onestă, cinstită, de muncă intensă. Acum, din cauza necesității de a face averi foarte repede, să scurt-circuitează anumite principii și apare acest fenomen de corupție generală care, din păcate, face ca oamenii bogați, sau o mare parte dintre oamenii bogați, să aibă ștampila aceasta. Deci, într-o societate capitalistă, cum este în America, faptul de a fi bogat este o calitate. Într-o societate comunistă, bineînțeles, faptul de a fi bogat e o crimă. În societatea noastră de tranziție, din cauza acestei permanente corupții la foarte multe nivele, a fi bogat îți dă o conotație, ceva, e ceva neonest. Chiar dacă ți-ai făcut averea printr-un sistem de muncă corect, rămâne această bănuială. Și asta a fost determinat de faptul că, pe un gol total, s-a ridicat o clasă bogată foarte repede și asta nu se poate întâmpla decât manipulând niște operațiuni care sunt marginale sau chiar depășesc ceea